Emilia Galotti. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Lessing. Traducere de Lucian Blaga. Jalbe și numai jalbe, petiții și numai petiții, tristă meserie. Și lumea ne mai și invidiază. Dacă am putea să-i ajutăm pe toți, atunci cred și eu că am fi de invidiat. Emilia? O Emilie trimite o petiție? Dar e o Emilie Brunelleschi. Nu Galotti, nu Emilia Galotti. Ce-o fi vrând această Emilia Brunelleschi? Cere mult, foarte mult, dar o cheamă Emilia. Să-i aprob. Maestate? Nu e încă niciun consilier în anticameră? Nu. Mi-am început ziua prea devreme. E o dimineață minunată, vreau să mă plimb. Marchizul Marinelli mă va însoți. Trimite după el. Prea bine, alteță. Nu mai pot să lucrez. Eram atât de liniștit. Îmi închipuiam că sunt atât de liniștit. Și deodată e de ajuns ca pe o biată Brunelleschi s-o cheme Emilia și toată liniștea mea s-a dus. Am trimis după marchiz, alteță. Și iată o scrisoare de la contesa Orsina. Orsina? Pune-o acolo. Curierul său așteaptă. Voi trimite eu răspunsul dacă va fi cazul. Unde e contesa? În oraș sau la vila ei? A sosit în oraș de ieri. Cu atât mai rău, mai bine vreau să zic. Nu mai e nevoie să aștepte curierul pentru atât de puțin. Poți pleca. Maestate? Scumpa mea contese, ca și când aș fi citit scrisoarea. Ei, da, am crezut că o iubesc. Da, câte nu credeam. Poate că am și iubit-o, într-adevăr. Dar a fost. Pictorul Conti, vă roagă să binevoiți. Conti? Tocmai bine să intre. Asta are să-mi schimbe gândurile. Bună dimineața, Conti! Alteță. Bună dimineața! Cum o mai duci? Ce face arta? Alteță, arta umblă după pâine. Asta nu trebuie să se întâmple. N-ar trebui să se întâmple în niciun caz în micul meu stat. Dar și artistul trebuie să vrea să lucreze. Să lucreze? Asta e bucuria vieții lui. Dar lucrând de nevoie, prea mult riscă să-și piardă numele de artist. Na, mă gândesc nu la cantitate, ci la calitate. Puțin, însă, cu străduință. Dar n-ai venit cu mâna goală, Conti, nu? Am adus portretul pe care mi l-ați comandat, alteță. Și-am mai adus unul pe care nu mi l-ați comandat, dar care merită să fie văzut. Care e primul? Abia dacă pot să mi-l amintesc. Contesa Orsina. Adevărat, da, comanda a fost făcută cam de mult. Frumoasele noastre doamne nu pot veni în fiecare zi la pictor. De 3 luni contesa nu s-a putut hotărâ să pozeze decât o singură dată. Dar unde sunt tablourile? În anticameră, le aduc. Portretul contesei Orsina. Fie... Dacă un alt chip al ei pictat cu alte culori, pe un alt fond, ar putea să-și facă din nou loc în inima mea, mi se pare într-adevăr că aș fi mulțumit. Când o iubeam, mă simțeam totdeauna atât de ușor, atât de voios, atât de slobod. Acum sunt cu totul dimpotrivă. Nu. Vă rog, alteță, să țineți seama de limitele artei noastre. Multe din ce are frumusețea mai seducător rămân în afara hotarelor picturii. Priviți tabloul contesei.
E reușit, conte, foarte reușit la înălțimea artei dumitale. O flatez, conte, o flatez din cale afară. Originalul nu părea să fie de aceeași părere și în realitate nu am flatat-o mai mult decât e datoria artei să flateze. Da, bine, 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 conte. Dar de ce n-ai venit cu el acum o lună? Dă-l la o parte. Așa, ce reprezintă celălalt? Tot un portret de femeie. Aș prefera să nu-l văd, pentru că și așa nu poate să egaleze idealul pe care îl port în inimă. Aș dori, conte, să-ți admir arta în alte subiecte. O artă mai vrednică de admirat decât a mea există, dar un subiect mai demn de admirație ca acesta cu siguranță nu există. Atunci fac prinsoare, conte, că e însăși iubit artistului. Ce văd? E opera dumitale, conte? Sau opera închipuirii mele, Emilia Galotti? Cum, alteță, cunoașteți acest înger? Destul de puțin, destul de puțin. Numai atât cât s-o pot recunoaște. Acum câteva săptămâni am întâlnit-o cu mama ei la o serată. De atunci n-am mai zărit-o decât la biserică, unde nu prea e cuvincios să fixez cu privirea oamenii. Îl cunoști pe tatăl său, nu mi-e prieten. El e acela care s-a opus cel mai mult drepturilor mele asupra Sabionetei. Un veteran mândru și aspru, altfel loial și de treabă. Acesta e tatăl, dar aici o avem pe fica sa. Doamne, doamne, parcă s-a desprins din oglindă. Oh, știi, dumneata, prea bine, conte, atunci aduce artistul cea mai mare laudă când în fața operei lui uiți să-l mai lauzi. Totuși, tabloul acesta nu mă mulțumește pe deplin. Și cu toate acestea sunt foarte mulțumit de nemulțumirea mea. De ce nu putem să pictăm direct cu ochii? Cât se pierde pe drumul cel lung de la ochi prin mână până la penel? Sau credeți, alteță, că Rafael n-ar fi fost totuși cel mai mare geniu al picturii dacă din nenorocire s-ar fi născut fără mâini? Credeți asta, alteță? Ce spui, conte? Ce vrei să spui? Nimic, nimic. Vorbe goale. Sufletul dumneavoastră, după câte văd, trecuse întreg în ochi. Îmi plac asemenea suflete și asemenea ochi. Așadar, conte, dumneata o socotești într-adevăr pe Emilia Galotti printre cele mai distinse frumusețe ale orașului nostru. Așadar, printre cele mai distinse și încă ale orașului nostru, vă bate joc de mine, alteță? Sau tot timpul cât ați privit, ați văzut tot atât de puțin cât ați auzit? Conte, dragul meu, ce încredere să avem noi profani în ochii noștri? Numai un pictor la drept vorbindu-se pricepe să judece în materie de frumusețe. Ceea ce simte oricare om s-ar cădea oare să aștepte dezlegarea de la un pictor, ducă-se la mănăstire cel care vrea să afle de la noi pictorii ceea ce e frumos. Un lucru totuși trebuie să vă spun, dumneavoastră, alteță, în calitatea mea de pictor. Una din cele mai mari fericiri ale vieții mele este aceea că mi-a pozat Emilia Galotti. Acest cap, acest obraz, această frunte, acești ochi, acest nas, această gură, această bărbie, acest gât, acest piept, această talie, toată această alcătuire din momentul în care am avut-o în față, a devenit pentru mine modelul frumuseții feminine. Tabloul pentru care pozase este acum în posesia tatălui ei, care stă în altă parte. Dar această copie... Ei, conte! Sper că nu este făgăduită nimănui. E pentru dumneavoastră, alteță, dacă vă place. Dacă îmi place? Acesta fiind modelul dumitale de frumusețe feminină, ce aș putea face, conte? Ce pot să fac altceva mai bine decât să mi-l însușesc? Celălalt portret de acolo să-l iei înapoi ca să-i comanzi o ramă. Bine, alteță. O ramă, cât poate să o facă meșterul mai frumoasă și mai bogată, va fi expus în galerie. Dar celălalt rămâne aici. Cu un studiu, cu o copie, nu se face atâta paradă. Nici nu mai atârnăm pe perete, o ținem mai bucuros la îndemână. Îți mulțumesc, conte. Îți mulțumesc chiar foarte mult. Și așa cum am mai spus, în țara mea nu îngădui ca arta să alerge după pâine, cel puțin atâta vreme cât eu nu-i duc lipsa.
Trimite Conti la vistiernicul meu și cere să-ți plătească pentru cele două portrete. Ce sumă vrei? Cât vrei, Conti? Începe să-mi fie teamă, alteță, că dumneavoastră vreți să răsplătiți și altceva decât arta. Ce artist gelos! Nu, nu e vorba de nimic altceva. Auzi, Conti, atât cât vrei. Alteță? Ei, cât o vrea. Orice preț m-ar costa. Tot ar fi prea ieftin. Frumoasă operă de artă. E adevărat că ești a mea. Cine o să te aibă pe tine, frumoasă capodoperă a naturii? Vine cineva. Sunt încă prea gelos pentru tine. Să întorc repede tabloul spre perete. Trebuie să fie Marinelli. Ce bine ar fi fost să nu-l fi chemat. Ce mai dimineață aș fi avut atunci. Alteță, alteță, să fiu iertat. Nu mă așteptam să mă chemați atât de devreme. Îmi venise pofta să ies la plimbare. Era o dimineață splendidă, dar acum e târziu și mi-a trecut pofta. Ce mai e nou, Marinelli? Nimic important, după câte știu. Contesa Orsina se află de ieri în oraș. Mi-a trimis și mie salutul ei de dimineață sau poate că altceva. Nu sunt deloc curios să știu ce. Nu i-am citit scrisoarea. Ai vorbit cu ea? Ei, nu sunt eu confidentul ei. Dar dacă voi mai fi confidentul vreunei doamne care se va apuca să vă iubească serios, atunci alteță... Să nu zici vorbă mare, Marinelli. Cum? Să fie adevărat? S-ar putea totuși să se întâmple? Atunci contesa nu se înșală cu totul. Din contră. Se înșală complet. Cum? Apropiata mea căsătorie cu prințesa de masă mi impune neapărat să rup în primul rând toate relațiile de felul acesta. Dacă ar fi numai atât, Orsina s-ar împăca tot așa de ușor cu soarta ei cum se împacă prințul cu soarta sa. Aceasta este incontestabil mai grea decât a ei. Eu îmi sacrific inima pentru nenorocit interes de stat, pe când contesa și-a înapoi inima ei, fără să fie obligată să-și o dăruiască împotriva voinței. Să-și o ia înapoi? Da, da. Nu pentru prințesa de masă se teme că va fi sacrificată, ci... Pentru o nouă iubită? Ei, și aș face o crimă cu asta, Marinelli. Vă rog să nu mă confundați, alteță, cu femeia în numele căreia vorbesc. Dintr-un sentiment de milă vorbesc, fiindcă ieri, într-adevăr, m-a înduioșat în mod deosebit. Acum își caută refugiu în cărți. Și mi-e teamă că asta o să o dea gata. Tot cititul i-a zdruncinat mai întâi mintea, sărmana de ea. Ei, acum am vorbit destul despre asta. Nu se mai întâmplă nimic în oraș? Ca și nimic, alteță. Căsătoria contelui Apiani, care se celebrează astăzi, nefiind decât aproape nimic. Contele Apiani? Și cu cine? Abia acum aflu că fusese logodit. Dar lucrul a fost ținut în mare taină. De altfel, nici nu prea era despre ce să se vorbească. O să râdeți, alteță, dar așa pățesc toți sentimentalii. Iubirea le joacă întotdeauna câte un reng din cele mai proaste. O fetișcană fără avere, fără rang, a știut să-l prindă în mrejele ei cu un dram de frumusețe, dar cu multă paradă de virtute, de sensibilitate, de spirit, de... nu mai știu eu ce. Și cum se numește fericita? Fiindcă oricum Apiani este... Știu foarte bine că dumneata Marinelli nu poți să-l suferi nici el pe dumneata, dar oricum Apiani este totuși un tânăr capabil, un bărbat frumos, bogat, un om de înaltă onoare. Aș fi dorit foarte mult să-l apropii de mine. Am să mai mă gândesc la asta. Dacă nu o fi prea târziu, fiindcă după câte aud, planul său nu este deloc să-și încerce norocul la curte. Are de gând să se retragă împreună cu stăpâna inimii sale în văile sale din Piemont. Bine, dar spune-mi în sfârșit cum o cheamă pe aceea pentru care face el un sacrificiu așa de mare. O oarecare Emilia Galottina. Cum, Marinelli? O oarecare? Emilia Galotti. Emilia Galotti? Imposibil. E absolut sigur. Nu! Să spun că nu este adevărat. Nu poate să fie. Greșești numele. Neamul Galotti e numeros. O Galotti poate, dar nu Emilia Galotti, nu Emilia! Emilia! Emilia Galotti! Atunci mai e una cu același nume, chiar dumneata ai spus-o de altfel, oarecare Emilia Galotti, oarecare! Numai un nebun ar putea vorbi așa despre cea adevărată! Atât să v-ați ieșit din fire? Cunoaște soare pe această Emilia Galotti? Eu pun întrebările, Marinelli, nu dumneata! Emilia Galotti! Fica colonelului Galotti din Principatul Sabioneta! Chiar ea!
Această Emilia Galotti va fi astăzi... Contesa Appiani. Celebrarea căsătoriei are loc într-adevăr într-un cadru intim pe moșia tatălui lângă Savionetta. Mai spre amiază, mama, fica și contele și poate vreo câțiva prieteni vor porni într-acolo. Atunci sunt pierdut. Nu, nu mai vreau să trăiesc. Dar ce aveți? Ce aveți? Trădătorule, ce am? Îi dau, o iubesc. După cum vezi, o ador. Ar fi trebuit să o știți de mult, voi toți, care preferați să port o veșnicie lanțurile rușinoase ale smintitei aceleia de Orsina. Dar un prinț nu are prieteni. Nu poate să aibă prieteni. Ei bine, alteță, recunoașteți acum roadele obiceiului dumneavoastră de a nu vă destăinui. Un prinț nu are prieteni, nu poate să aibă prieteni. Dar din ce pricină? Din pricină că prințul nu vrea să-i aibă. Oh, Marinelli, Marinelli, cum era să spun ceea ce abia îndrăzneam să mărturisesc mie însumi? Și firește, cu atât mai puțin ați mărturisit-o aceleia de la care vă venise dorul. Toate silințele mele de a-i vorbi a doua oară au fost zadarnice. Și prima oară? I-am vorbit. Oh, îmi vine să nebunesc. Și dumneata, mai vrei să-ți povestesc? Mă vezi în mijlocul valurilor, gata să mă nec. Ce mă mai întreb cum am ajuns aici? Spune-mi ce-ai face dacă ai fi în locul meu. Alteță, mai întâi de toate aș considera că un fleac este un fleac. Apoi mi-aș spune că nu trebuie să fiu degeaba ceea ce sunt, stăpânul. O, mă lingușește amintindu-mi de puterea pe care nu văd cum aș folosi-o în cazul de față. Spune că astăzi, astăzi chiar... De-abia astăzi urmează să aibă loc. Și numai împotriva faptului împlinit nu mai e nimic de făcut. Vreți să-mi dați mână liberă, alteță? Veți aproba ceea ce voi face eu? Totul, Marinelli, totul! Tot ce ar putea să înlăture lovitura asta. Atunci să nu pierdem vremea. Nu rămâneți în oraș. Plecați îndată la castelul dumneavoastră de odihnă, la Dosalo. Drumul spre Savionetta trece pe acolo. Dacă nu izbutez să-l îndepărtez pe conte numai decât, atunci mă gândesc. Totuși, cred că va cădea sigur în această cursă. Aveți de gând, alteță, nu-i așa, să trimiteți un ambasador la masa cu ocazia căsătoriei dumneavoastră? Să fie contele acest ambasador, cu condiția de a pleca chiar astăzi, înțelegeți? Minunat, minunat, adu-mi la aici, du-te, zboară, imediat plec și eu cu caleașca. Alteță? Și acum, dacă aș pierde totul, dacă Marinelli n-ar ajunge la niciun rezultat, de ce să mă bizui numai pe el? Îmi vine în minte că la ora aceasta, chiar la ora asta, evlavioasa fată se duce ca de obicei în fiecare dimineață să asculte liturghia la duminican. Ce-ar fi dacă aș încerca să-i vorbesc acolo? Oh, o încercare nu strică. Spune să tragă trăsura. Nu mai e niciun consilier pe aici? Camilo Rota. Să intre. Prea bine, alteță. Să intre. Domnule Rota? Nu mai să nu mă ține multe de asta dată, nu. Poftim, Rota. Poftim, 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 poftim. Uite aici corespondența pe care am desfăcut-o dimineața asta. Nici o bucurie. Vei vedea singur ce dispozițiuni trebuie date. Ia-le, 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 ia-le. Prea bine, alteța voastră. Mai e și o petiție a uneia Emilia Galotti. Bruneschi, vreau să zic. Îi pusesem o rezoluție favorabilă. Da. Totuși e vorba de un lucru important. Să se amâne expedierea sau să nu se amâne. Cum vrei dumneata? Nu cum vreau eu, alteță. Ce mai e? Mai e ceva desemnat? Ar fi desemnat o condamnare la moarte. Cu plăcere, dă-mi-o repede. Am spus o condamnare la moarte. Da, 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 am auzit bine. Putea să fie de mult semnată. Mă grăbesc, mă grăbesc. Se vede totuși că n-am adus-o. Iertați, alteți. Poate să fie amânată până mâine. Bine, fie, acum ia-le pe toate, trebuie să plec. Pe mâine, Rota. Pe mâine, pe mâine, Rota. O ședință mai lungă, pe mâine, pe mâine. Plăcere? O condamnare la moarte? Cu plăcere? Nu, 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 în momente de asta nu i-aș da să semneze nici dacă ar fi vorba de asasinul unicului meu fiu. Cu plăcere? Nu mă trec fiorii când mă gândesc la acest oribil. Cu plăcere. Thank you.
călăreț a intrat în curte? E stăpânul nostru, doamnă Galotti. Soțul meu nu se poate. Ba da, este în urma mea. Cum aș fi pe neașteptate? Scumpul meu, Odoardo. Bine te-am găsit, draga mea. O adevărată surpriză, nu-i așa? Și dintre cele mai plăcute, dacă numai pentru asta ai venit. Numai pentru asta, fi fără grijă, numai pentru asta. Unde este Emilia? Se gătește, desigur, da? E la catedrală și a luat vălul și a plecat în grabă. Neînsoțită de nimeni? Pentru câțiva pași. E de ajuns unul ca să calci strâmb. O, nu te supăra, dragul meu. Hai, intră să te odihnești un pic și dacă vrei să iei ceva răcuritor. Bine, cum crezi, Claudia, dar n-ar fi trebuit să iasă singură. N-ar fi trebuit. Iar nata Piro? Doamne? Rămâi aici, în anticameră, și spune celor care vor veni că astăzi nu primim vizite. Noi ne retragem în salon. Prea bine, doamnă. Adică nu primim pe cei care vin aduși de curiozitate. Doamne, câte întrebări mi-au pus de o oră încoace. Acum cine mai vine? Piro. Piro? Un cunoscut. Cerule. Angelo, tu? După cum vezi, cam de mult dau târcoale casei ca să vorbesc cu tine. Un cuvânt, un cuvânt. Cum? Mai ai curajul să te arăți la lumina zilei? După ultima ta crimă ai fost pus în afara legii. S-a pus un premiu pe capul tău. Un premiu pe care nu te gândești să-l câștigi? Ce vrei? Te rog să nu mă nenorocești. Vezi punga asta plină? A mea? Ai uitat, neamțul, fostul tău stăpân. Nici o vorbă despre asta, te rog. Acela pe care tu l-ai atras în cursă, pe drumul înspre Pisa. Dacă ne aude cineva. A avut bunătatea să ne mai lase moștenire și un inel prețios. Nu știi? Nu știi? Era așa de prețios încât n-am putut să-l prefacem imediat în bani ca să nu trezim bănuieli. În cele din urmă am reușit. Am primit 100 de pistoli pe el și asta este partea ta. Hai, ține, hai, nu ține, vreau să iau nimic. Păstrează totul. Cum vrei. Dacă ți-e indiferent la ce preț îți vinzi capul. Dar te-aș mai întreba ceva. Adineauri, bătrânul Galotti a venit în oraș singur-singurel. Ce dorește? Nu dorește nimic. A vrut numai să se plimbe. Fica lui se va cununa astă seara la moșie de unde vine el cu contele Apiani. Bătrânul nu mai avea răbdare să aștepte. Și se întoarce curând? Așa de curând că o să dea peste tine aici, dacă mai întârzi mult. Nu cumva i-ai pus vreun gând rău. Păzește-ți pielea. Ăsta e un om. Dar nu-l cunosc eu, n-am fost soldat sub comanda lui. Și dacă aș avea măcar să iau ceva de la el. Tinerii, când pornesc la drum? La amiază. Cu mult alai? Într-o singură caleașcă, mama, fica și contele. Mai vin câțiva prieteni din Sabioneta ca martori. Și servitorime? Numai doi, afară de mine, care am să merg călare în frunte. Asta e bine. Încă ceva, al cui e echipajul? Al vostru sau al contelui? Al contelui. Rău. Asta înseamnă încă un călăreț înaintat și în afară de un vizitiu vânjos. Totuși, spune-mi ce ai de gând. Cele câteva bijuterii pe care mireasa ar putea să le aibă, de-abia merită o steneală. Atunci o merită mireasa însăși. Cum? Și eu să fiu complicele tău și la această nelegiuire? Tu mergi călare înainte. Mergi, deci. Mergi mereu și nu te sinchisi de nimic. Asta nu se poate. Cum? Mi se pare că vrei să faci pe omul cu conștiință. Ascultă, băiatule. Ascultă, cred că mă cunoști. Dacă scape o vorbă, dacă aflu că un singur amănunt e altfel decât mi l-ai spus. Angelo, pentru numele lui Dumnezeu, te rog. Piro, Piro, supune-te că n-ai încotro. Supune-te. Dacă lași pe dracu să te apuci de un singur fir de păr, ești al lui pe veci. Cât sunt de nenorocit. Stă prea mult, nu mai aștept. Încă o clipă, Eduardo. O să-i pară rău că nu te-a văzut. Trebuie să mai vorbesc și cu contele. Abia aștept să-l numesc copilul meu pe acest tânăr veretnic. Totul mă încântă la el. Și mai mult decât orice, hotărârea lui de a se stabili pe văile părintești. Mie mi se rupe inima când mă gândesc la asta. Ce-ar putea face aici contele? Să se plece, să lingușească, să se târască și să caute să-l sape pe marchizul Marinelli, pentru ca în cele din urmă să-și facă o situație de care n-are nevoie, sau pentru ca în sfârșit să fie învrednicit cu o cinste care n-ar fi pentru el o cinste. Piro, poftiți. Du-te și du-mi calul în fața casei contelui. Vin și eu după tine și de acolo pornesc din nou călare. Prea bine, domnule. Pentru ce ar rămâne contele aici ca să slujească când acolo poate să poruncească? Pe lângă asta, tu nu ți-i seama, Claudia, că prin căsătoria cu fica noastră el se strică de tot cu prințul. Prințul mă urăște. Dar ți-am spus că prințul ne-a văzut fata. Prințul? Ne-a văzut fata? Da. Unde? Unde s-a întâmplat asta? La ultima serată de la cancelarul Grimaldi, pe care el a onorat-o cu prezența lui.
S-a arătat atât de amabil față de copila noastră sat, atât de mult de vorbă cu ea, s-a arătat atât de vrăjit de voioșia și spiritul ei. Oh, i-a făcut atâtea complimente pentru frumusețea ei. Și toate astea mi le povestești cu un ton de încântare? Claudia, îmi vine să turbez, numai că mă gândesc. Trebuia să-mi fi povestit atunci, numai decât. Dar n-aș vrea să-ți spun astăzi nimic neplăcut. Și ți-aș spune, dacă aș mai sta. De aceea dăm drumul, lasă-mă să plec. Domnul să vă aibă în pază, Claudia. Domnul să vă aibă în pază. Călătorie bună, Claudia. Ce bărbat! Aspră virtute! Dacă asta se mai poate numi virtute! Totul îi se pare suspect, totul vinovat! Bine că am ajuns. Bine că am ajuns aici, sunt în siguranță. Sau tot mă urmărește? Cine? El este, mamă. El este. Nu, slavă Domnului. Ce-i cu tine, fata mea? Ce-i cu tine? Ce am fost eu silită să aud și unde? Unde am fost silită să aud? Eu te credeam la catedrală. Chiar acolo. Ce-i pasă viciului de altar? Mamă. Liniștește-te. Adună-ți gândurile pe cât poți și spune-mi odată ce ți s-a întâmplat. Venisem târziu și tocmai îngenunchiasem. Dar n-a trecut mult și am auzit șoptit aproape de urechea mea numele meu. Ce? Oh, de m-ar fi lovit trăsnetul ca să nu aud mai mult. Vorbea de frumusețe, de iubire. Se plângea că ziua aceasta care mie avea să-mi aducă fericire, dacă avea să se întâmple așa ceva, avea să hotărească nefericirea lui pentru totdeauna. Și când m-am întors, l-am văzut. Pe cine, fata mea? Închipuiește-ți, mamă, închipuiește-ți. Am crezut că intru în pământ. Era chiar el. Cine chiar el? Prințul. Prințul? După ce l-am recunoscut, n-am mai avut curajul să-l privesc a doua oară. Am fugit. Și prințul? El a vorbit, eu i-am răspuns. Dar ce a vorbit și ce i-am răspuns? Când o să-mi amintesc, o să-ți spun. Mamă dragă, acum însă nu mai știu nimic. Nu mai îmi dădeam seama ce fac. Mi-am revenit abia în stradă și l-am auzit pășind în urma mea. Vai de mine! Intrând odată cu mine în casă, urcând treptele odată cu mine. Vai, dacă tatăl tău ar afla-o! Nici nu știi ce mânios a fost când a auzit că de ună ze prințul te-a privit cu plăcere. Cu toate astea, fii liniștită, fata mea. Consideră că tot ce ți s-a întâmplat a fost un vis. De altfel va avea și mai puține urmări decât ar avea un vis. Astăzi scap dintr-o dată de toate capcanele. Dar, mama, contele, logodnicul meu, nu trebuie să o știe? Lui trebuie să-i o spun. Nu, pentru nimic în lume. De ce? De ce vrei să-i strici liniștea pentru nimica toată? Da, știi, mama, ce bucuroasă urmez întru totul sfaturile tare înțelepte. Dar dacă el află de la altcineva că prințul mi-a vorbit, tăcerea mea nu o să-i sporească neliniștea mai devreme sau mai târziu? Nu, cred că m-aș simți mai bine să nu am nimic de ascuns față de el. Nu, categoric, nu, fata mea, nu-i spune nimic. Și să nu bagi nimic de seamă. Fii așa, mama. Voi face cum zici tu. Ah, bunul meu Apiani nu trebuie să afle nimic despre asta. Da, s-ar putea să mă socotească mai curând vanitoasă decât virtuoasă. Chiar el vine. E pasul lui. Scumpa mea, nu mă așteptam să te găsesc în anticamera. Aș dori, domnule conte, să fiți mai voios chiar când nu vă așteptați să mă vedeți. Așa de solemn, așa de grav. Ziua de azi nu e vrednică de o dispoziție mai veselă? Ba da, e mai vrednică decât toată viața mea. Dar e încărcată de atâta fericire pentru mine. Poate că tocmai această fericire mă face așa de grav, așa de solemn, cum spuneți dumneavoastră, domnișoara. Ah, erați și dumneavoastră, estimată doamnă, pe care peste puțin timp voi putea să vă numesc cu un nume mai afectuos. Care va fi mândria mea cea mai mare. O, ce fericită ești, Emilia! De ce n-o fi vrut tatăl tău să împărtășească cu noi bucuria acestor momente? Adineaur m-am desfăcut din brațele lui, sau mai degrabă, el dintre ale mele. Ce om e tatăl tău, dragă Emilia! Întruchiparea tuturor virtuților bărbătești. Și n-a vrut să mă aștepte. Poate pentru că, așa judec eu, revederea Emiliei lui în această vizită de o clipă l-ar fi zguduit prea tare, i-ar fi stăpânit prea tare sufletul. Dar copii, e târziu! Hai, Emilia, hai, du-te să-ți pregătești! Ce să-și pregătească, doamnă? Vai, domnule conte, nu vei fi vrând totul să o conduci la altar așa cum e acum? Într-adevăr, abia acum observ. E, dar cine ar putea să te vadă, Emilia, și apoi să se mai uite la găteala ta, așa, adică
Adică de ce nu așa, așa cum este acum? Nu, scumpul meu conte, nu așa, nu chiar așa, dar nici cu mult mai pompos îmbrăcată. Nu cu mult, câteva clipe și sunt gata. Domnule conte, astăzi ești mai grav ca de obicei. Ajuns la un pas numai de țelul dorințelor. S-ar putea să regreți că acesta a fost țelul? Mama, și dumneavoastră puteți să presupuneți acest lucru despre fiul dumneavoastră? E adevărat. Astăzi sunt neobișnuit de tulbure și de negurat. Dar vedeți, dumneavoastră, doamnă, a fi numai la un pas de țintă sau la 1000 este în fond tot una câtă vreme ținta n-a fost încă atinsă. Și apoi sunt indignat, indignat de prietenii mei, de mine însumi. Cum asta? Da, prietenii îmi cer cu orice preț să comunic prințului un cuvânt despre căsătoria mea înainte de a o celebra. Recunosc și ei că nu sunt obligat la această formalitate, dar considerația față de prinț ar cere-o. Și am fost atât de slab încât le-am promis. Tocmai voiam să mă duc la el. La prinț? Doamnă, marchizul Marinelli a oprit în fața casei și întreabă de domnul conte Appiani. De mine? Da, iată. Poftiți, domnule marchiz. Vă rog să mă iertați, stimată doamnă Galotti. Domnule conte, v-am căutat la locuința dumneavoastră și mi s-a spus că v-aș putea găsi aici. Am să vă comunic o chestiune care nu suferă întârziere. Stimată doamnă, încă o dată vă rog să mă iertați. Termin în câteva minute. Pe care nu vreau să le prelungesc. Ei bine, domnule Marinelli? Vin din partea alteței sale serenisime prințul. Cu ce poruncă? Cu prilejul căsătoriei sale cu prințesa de Massa, fiica ducelui de Massa. Prințul nostru dorește să trimită imediat un plenipotențiar la curtea ducelui. Multă vreme nu s-a putut hotărâ pe cine să numească. În cele din urmă, domnule conte, v-a ales pe dumneavoastră. Pe mine? Și la această alegere, dacă e îngăduit prieteniei să se laude, am contribuit și eu. Într-adevăr, mă puneți în mare încurcătură și nu știu cum să mulțumesc. De multă vreme nu mă mai așteptam ca prințul să binevoiască a recurge la serviciile mele. Eu sunt încredințat că numai o ocazie vrednică de dumneavoastră i-a lipsit până acum. Și dacă nici aceasta din urmă n-a fost poate destul de vrednică de un bărbat de calitatea contelui Appiani, înseamnă firește că prietenia mea s-a cam grăbit. Prietenie și iar prietenie tot la al treilea cuvânt. În definitiv, cu cine vorbesc? Prieten cu marchizul Marinelli, nici prin vis nu mi-a trecut vreodată să fiu. Recunosc greșeala, domnule conte, greșeală de neiertat, că fără să vă cer permisiune am vrut să vă fiu prieten. De altfel, ce importanță are aceasta? Favoarea prințului, cinstea pe care vă oferă, asta rămân ceea ce sunt și nu mă îndoiesc că le veți accepta cu plăcere. Bineînțeles. Atunci veniți. Unde? La Dosalo, unde se află prințul. Totul e gata și trebuie să porniți la drum chiar astăzi. Ce spuneți? Astăzi chiar? Mai bine în clipa de față decât în cea următoare. E un lucru de urgență extremă. Adevărat? Atunci îmi pare rău că trebuie să declin onoarea pe care prințul mi-a rezervat-o. Cum? Astăzi nu pot pleca în călătorie. Nici mâine și nici poimâine. Glumiți, domnule conte. Cu dumneavoastră? Ar fi ceva nepotrivit. Dacă însă gluma îl privește pe prinț, e cu atât mai veselă. Deci nu puteți? Nu, domnule, nu. Și prințul va admite, sper că am o scuză valabilă. Pe care sunt foarte curios să o aflu. Un lucru mărunt. Vedeți, astăzi chiar o să mă căsătoresc. Și apoi? Și apoi? Dar întrebarea dumneavoastră e de o naivitate descurajatoare. domnule conte, cazuri de nunți amânate s-au mai văzut. Sigur, nu pretind firește că amânarea le-a convenit întotdeauna mirelui și miresei. E un lucru care și are partea lui neplăcută, nu? Totuși socotesc că ordinul stăpânului... E ordinul stăpânului, stăpânului! Un stăpân pe care ți-l ales singur nu ți-e stăpân propriu zis. Ei da, sunt de acord că dumneavoastră datorați prințului o supunere fără condiții. Dar eu nu. Eu am venit la curte de bunăvoie. Voiam să am cinstea să-l slujesc, însă nu să-i fiu sclav. Să discut asta cu dumneavoastră. A fost destul. Spuneți-i prințului, da, ceea ce ați auzit. Regret că nu pot primi favoarea pe care mi-o face, pentru că chiar azi contractez o legătură de care depinde toată fericirea mea. Nu voi să-i spuneți și cu cine? Cu Emilia Galotti. Fiica acestei familii? Ei da, a acestei familii. Ați spus ceva? Mă gândeam, cunoscând acest lucru, că poate n-ar fi greu să amânați ceremonia până la întoarcerea dumneavoastră. Ceremonia? Numai ceremonia? Părinții sunt oameni de treabă care nu se vor arăta prea exigenți. Părinții, oameni de treabă. Și pe Emilia, foarte sigur, nu vor răpește nimeni. Sigur. Cu acest foarte sigur al dumitale, ești foarte sigur o maimuță în toată legea. Asta mi se adresează mie, conte. De ce nu? Pe toți sfinții și dracii. O să mai vorbim noi. E, aș, maimuța e răutăcioasă, dar... Mort și blestemat să fii!
Conte, îți cer satisfacție. Oh, bineînțeles, bineînțeles. Și mi-aș lua-o chiar acum, numai ca să nu-i stric duiosului mire ziua de astăzi. Oh, nu, îngerașule, nu, deloc. În ambasadă, la masa naturală, nu o să mă las trimis astăzi, dar pentru o mică plimbare cu domnia voastră am timp și mai și prisosește. Ei, poftiți, poftiți. Răbdare, răbdare, conte, ne vom mai întâlni. Du-te, Michelule, du-te! Așa, asta mi-a făcut bine. Mi-a pus sângele în mișcare. Mă simt acum alt om. Domnule conte, am doamnă... auzit un schimb violent de cuvinte. Fața ți este aprinsă, ce s-a întâmplat? Nimic, nimic, stimată doamnă, absolut nimic. Șambelanul Marinelli mi-a făcut un mare serviciu. M-a scutit de a mă mai duce la prinț. Adevărat? Acum putem să plecăm mai devreme. Mă duc să-mi zoresc oamenii și mă întorc numai decât. Până atunci e gata și Emilia. Pot să fiu cu totul liniștită, domnule conte? Absolut liniștită, stimată doamnă. Zadarnic, refuză cu cel mai mare dispreț misiunea ce ați oferit. Și atunci? Situația rămâne neschimbată? Lucrurile își continuă mersul lor? Emilia va fi a lui chiar astăzi? După cât se vede? Am pusesem atâta nădejde în ideea dumitale, cine știe cu câtă neghiobie vei fi procedat. Cum? Când se întâmplă ca sfatul unui nebun să fie bun, atunci este nevoie de un înțelept care să-l aplice. Trebuia să mă gândesc la asta. Frumoasă răsplată primesc. Pentru ce e răsplată? Pentru că mi-am expus și viața ca să vă servesc. Când am văzut că nici cu seriosul, nici cu ironia nu puteam să-l conving pe conte să pună onoarea mai presus de iubire, l-am provocat mai tare. I-am spus unele lucruri care l-au scos din fire. Mi-a aruncat insulte și eu i-am cerut satisfacție. I-am cerut satisfacție pe loc și imediat. Îmi făceam socoteala. Sau el mă omoară pe mine, sau eu pe el. Dacă eu pe el, atunci avem câmp liber. Dacă el pe mine, și atunci am câștigat, fiindcă el va trebui să fugă și prințul câștigă măcar timp. Ai făcut dumneata asta, Marinelli? N-ar strica să știi mai dinainte când ești gata să te sacrifici așa de nebunește pentru cei mari. N-ar strica să știi mai dinainte cât îți vor fi de recunoscători. Și contele? Se spune despre el că nu suferă să-i se spune de două ori așa ceva. După împrejurări, fără îndoială. S-o fi gândit și cine ar putea să-l condamne că astăzi are de făcut ceva mai important decât să-și riște capul într-un duel cu mine și mi-a dat întâlnire la 8 zile după nuntă. După nunta cu Emilia Galotti, gândul ăsta mă scoate din minți. Și dumneata vii să-mi spui că totul e bine și merge bine? Ba, te mai lauzi că ți-ai expus viața pentru mine, că mi te-ai jertfit? Dar ce crede alteța voastră că aș fi putut să fac mai mult? Mai mult? Că și cum ai fi făcut ceva? Bine, dar vă rog să-mi spuneți, alteță dumneavoastră, ce ați făcut pentru dumneavoastră? Ați avut norocul să vorbiți cu ea în catedrală? Ce ați hotărât cu ea? Da, curiozitate văd că ai destulă. Și sunt și dator să ți-o satisfac. Totul a mers așa cum doream. Inutil să te mai obosești, prea zelosul meu prieten. Singură ea a făcut mai mult de jumătate cale în întâmpinarea dorințelor mele. Nu mai aveam decât să o iau cu mine. Acum ai aflat ce pofteai să știi. Poți să pleci. Poți să pleci. Da, cunoșteam, acesta e refrenul. Și mi l-aș fi auzit chiar dacă aș fi încercat imposibilul. Imposibilul, am spus? Imposibil n-ar fi atâta cât îndrăzneț. Dacă am pune mâna pe mireasă, garantez că nunta nu s-ar mai face. Ia te uită, domnul ăsta este în stare să garanteze totul. Să-i dau numai un detașament din garda mea personală. Iar dumnealui, în fruntea acestor 50 de oameni, s-ar posta la pândă în drumul mare. Ar ataca o trăsură, ar smulge de acolo o fată și mi-ar aduce-o în triumf. Ce-a fost asta? Am auzit bine? N-ați auzit și dumneavoastră răsunând o împușcătură? Și acum încă una. Ce e? Ce se petrece? Cam la ce vă duce gândul? Ce-ați spune dacă aș fi mai întreprinzător decât mă credeți? Mai întreprinzător? Atunci spune, nu cumva... Drumul duce chiar pe lângă grilajul parcului. O ceată din oamenii mei vor ataca trăsura ca pentru a o jefui. O altă ceată, condusă de un servitor al meu, se va năpusti din parca pentru a veni în ajutorul celor atacați. În timpul încăierării, la care cele două cete se vor preface că iau parte, servitorul meu va răpi pe Emilia chipurile ca să o salveze și o va aduce prin parc la castel. Așa e planul. He? Ce spuneți acum, alteță? Sunt extraordinar de surprins și mă cuprinde o neliniște. De ce te uiți pe fereastră? Ar trebui să apară acolo, la țanc.
La țanc, un om mascat tocmai galopează pe lângă grilaj. Fără îndoială vine să-mi raporteze rezultatul. Îndepărtați-vă, alteță, îndepărtați-vă. Omul cu mască nu trebuie să vă vadă. Plecați, plecați. Omul mascat de scalecă. E chiar Angelo. Ce îndrăzneală. În definitiv știe că aici îmi dă de urmă. Îmi face semn. Probabil că e sigur de ce a făcut. Ei, Angelo? Aveți grijă, domnule șambelan. Trebuie să o aducă numai decât. Și altfel cum a mers? Cred că foarte bine. Ce e cu contele? Mulțumim, binișor. Dar probabil că mirosise ceva, fiindcă nu l-am găsit cu totul nepregătit. Spune-mi repede ce trebuie să-mi spui. E mort? Îmi pare rău, domn, atât de cum se cade. Ține punga asta pentru inima ta miloasă. Și pentru bunul meu Nicolo, care a trebuit să plătească cu pielea lui. Cum? Pierderi de ambele părți? Contele l-a ochit bine, de aceea l-am ochit și eu pe conte. S-a prăbușit și dacă a intrat încă viu în caleașcă, fac prin soare că nu mai iese viu. Numai de-ar fi sigur, Angelo. Să vă pierde client dacă nu e sigur. Mai aveți să-mi dați vreo poruncă, pentru că am un drum foarte lung de făcut. Vrem să fim chiar astăzi peste graniță. Atunci pleacă. Dacă se mai întâmplă ceva, domnule șambelan, știți unde să mă căutați. Da. Ceea ce poate fi dat pe mâna altuia, nici pentru mine nu va fi un lucru greu. Și sunt mai ieftin decât oricare alt, domnule șambelan. Asta e bine. Totuși nu e chiar așa de bine. Mi-e scârbă, Angelo, să fie așa de zgârcit. Merita foarte bine o a doua împușcătură. Și cum să mai fi chinuind bietul conte? Mi-e scârbă, Angelo. Asta se cheamă să operezi cu cruzime și fără eleganță. Dar prințul nu trebuie să știe deocamdată nimic despre asta. El trebuie mai întâi să descopere singur ce bine îi prinde această moarte. Această moarte. Ce n-aș da să fiu sigur de ea? Uite-o. Uite-o că vine încoace pe alee. Aleargă urmată de servitor. Groaza parcă-i dă aripi. Probabil că nu bănuiește nimic. Își închipuie numai că scapă de bandiți. Dar cât... tu să țină această neștiință. Deocamdată, pentru început, o avem în mână ea. Și mama sa nu o să o caute. Contele nu o să vină după ea. Și atunci cu ce am înaintat? Cum voi putea să-l iau? Cum? Nu sunt în măsură să răspund la toate întrebările. Dar o să vedem, aveți răbdare, alteță. Primul pas trebuia totuși făcut. De ce, dacă trebuie să dăm înapoi? De ce? Poate că nu trebuie. Sunt o mie de lucruri pe care ne putem bizui. Și apoi dumneavoastră uitați pe cel mai important. Cum aș putea să uit ceva la care cu siguranță nici nu m-am gândit? Cel mai important, care e acela? Arta de a plăcea, de a convinge, pe care un prinț când iubește o are întotdeauna la îndemână. O are întotdeauna la îndemână, întotdeauna afară de momentul când tocmai ar avea mai multă nevoie de ea. Chiar astăzi am făcut o foarte tristă experiență cu această artă. Toate lingușirile și declarațiile mele n-au putut să smulgă un cuvânt de la ceea pe care o iubesc. Când va intra acum, n-am curajul să fiu de față. Trebuie să o primești dumneata, Marinelli. Eu? Da. Eu voi asculta din apropiere la ce se întâmplă și mă voi arăta când o să fiu mai stăpân pe mine. Numai de nu l-ar fi văzut prăbușindu-se. Și se pare că nu. Era așa de grăbită. Vine! Nici eu nu vreau să fiu primul cu care să dea ochii. Intrați aici, domnișoară. Îți mulțumesc, prietene. Îți mulțumesc. Dar unde mă aflu? Și singură de tot? Unde-i mama? Unde a rămas contele? Vin după mine, nu-i așa? Sunt în urma mea. Așa cred, domnișoară. Așa crezi? Nu știi? Nu i-ai văzut? N-au fost împușcături în spatele nostru? Împușcături? S-ar putea. Sigur au fost. Și l-au nimerit pe conte sau pe mama. Mă duc imediat după ei. Dar nu fără mine, vreau să merg și eu, trebuie, haide, prieten. Ah, domnișoară, ce nenorocire, sau mai degrabă ce fericire, ce fericită nenorocire ne aduce. Cum? Cinstea. Dumneavoastră aici, domnule? Mă găsesc deci în casa dumneavoastră? Iertați-mă, domnule șambelan, am postat acasă de tâlhari, nu departe de aici. Oameni buni ne-au venit în ajutor și acest om, cum se cade, m-a ridicat din trăsură și m-a adus aici. Dar mă îngrozesc la... văzându-mă singură. Mama este încă în pericol. În urma noastră s-au tras focuri. Poate e moartă și eu trăiesc. Iertați-mă, trebuie să plec. Trebuie să mă întorc într-acolo unde ar fi trebuit să rămân. Vă rog, liniștiți-vă, stimată domnișoară. Totul este foarte bine. În curând ființele iubite care vă îngrijorează vor fi lângă dumneavoastră. Vă rog, liniștiți-vă. Pariez că prințul în persoană se află pe lângă scumpa și respectabilă dumneavoastră mamă și o conduce aici. Cine ziceți? Însuși maritul prinț, domnișoară.
Prințul? Prințul a zburat în ajutorul dumneavoastră îndată ce a aflat. Este indignat că bandiții au cutezat să comită o asemenea crimă atât de aproape de el, mai sub ochii lui. A poruncit să fie urmăriți și pedepsa lor, când vor fi prinși, va fi nemaipomenită. Prințul, dar atunci unde mă găsesc eu? La Dosalo, la castelul de odihnă al prințului. Ce întâmplare! Și dumneavoastră credeți că el însuși s-ar putea să apară și încă însoțit de mama? Aș fi venit, eu mă retrag, domnișoară, vă rog să mă scuzați. Unde e? Unde? Ah, v-am căutat peste tot, frumoasă domnișoară. Spuneți-mi, sunteți de afară? Atunci totul este în ordine. Contele, mama dumneavoastră... Alteță, unde sunt? Unde e mama? Nu departe, foarte aproape de aici, foarte Doamne, aproape. Doamne, în ce stare o să-i găsesc? Poate pe ea sau pe el? Sigur, așa e, pentru că mi-ascundeți ceva, alteță. Văd că mi-ascundeți ceva. Vă spun că nu, scumpă domnișoară. Dați-mi brațul și veniți cu mine fără frică. Dar dacă nu li s-a întâmplat nimic, dacă presentimentele mele mă înșeală, atunci de ce n-au sosit aici? De ce n-au venit cu dumneavoastră, alteță? Oh, da. Alungați odată din fața ochilor dumneavoastră aceste năluciri de groază. Doamne, ce să fac? Cum, domnișoară? Ați putea nutri vreo bănuială împotriva mea? La picioarele alteței voastre. Nu, nu, nu. Mă simt tare rușinat. Da, Emilia, merit această mustrare mută a ta. Purtarea mea de azi dimineață nu poate fi justificată, doar cer mult scuzată. Iartă-mi slăbiciunea. Nu trebuia să te tulbur cu o mărturisire de pe urma căreia n-aveam de așteptat niciun câștig. De altfel am și fost destul de pedepsit de încremenirea aceea, fără un cuvânt cu care m-ai ascultat. Sau mai bine spus, nu m-ai ascultat. Să nu-ți treacă niciodată prin minte că ai avea nevoie de altcineva care să te protejeze împotriva mea. Și acum, te rog, poftește undeva unde te așteaptă bucurii pe care le vei gusta mult mai mult. Urmează-ne, Marinelli, urmează-ne. Urmează-ne. Asta va să zică nu ne urma. Și de altfel, de ce să-i urmez? O să vadă el cât de departe poate să meargă între patru ochi. Tot ce am de făcut este să împiedic să fie stingeriți. Din partea contelui e drept că nu mai am să mă tem de nimic, dar din partea mamei, din partea mamei, m-aș mira grozav să se fi întors frumușel și să-și fi lăsat fiica în plata domnului. Ei, Batista, ce? Mama, domnule șambelan! Mama! Nu spuneam eu? Unde e? Dacă nu ieșiți înainte, într-o clipă o să fie aici. Nu știu dacă i-o fi spus cineva că prințul e aici, că dumneavoastră sunteți aici. Ce aveți de gând să faceți? Lasă să fie, Batista. Emilia! Auziți-o! Emilia! Auziți-o, domnule șambelan! Copila mea! Unde ești? Da, da, du-te, pleacă, du-te, du-te, Batista, da. Și caută doar să îndepărtezi pe curioșii care o însoțesc. Te rog, da, pleacă! Da. Care? El e omul care a ridicat din trăsură, care a dus-o? Te recunosc! Unde e? Vorbește, nenorocitule! Asta mi-e răsplata, doamne! Dacă meriți o răsplată, iartă-mă! Iartă-mă, cum se cade, unde e? Nu mă mai ține departe de ea. Unde e? O, prea milostivă, doamnă. Nici în sânul lui Avram, fiica dumneavoastră, n-ar putea fi mai ocrotită decât acolo unde este acum. Unde? Iată-l pe stăpânul meu care vă va conduce la ea. Stăpânul tău? Da, doamnă. Acesta e stăpânul tău? Dumneavoastră aici, domnule Marinelli? Și fiica mea e aici? Și dumneavoastră o să mă conduceți la ea, da? Cu multă plăcere, doamnă. Stați, mi-aduc aminte acum. Dumneavoastră sunteți, nu? Dumneavoastră sunteți acela care l-ați căutat pe conte azi dimineață în casa mea, cu care v-am lăsat singur, cu care ați avut o ceartă. Ceartă? N-aș putea spune, un schimb neînsemnat de cuvinte în legătură cu un ordin al prințului. Și vă numiți Marinelli. Marchizul Marinelli. Ascultați, domnule marchiz, numele Marinelli a fost ultimul cuvânt al contelui în clipa morții. Acum înțelegi? La început nici eu n-am înțeles, dar fusese rostit cu o intonație, O aud încă! Nu pot să o uit, nu pot să o descriu, dar cuprindea totul, totul, totul. Oare tâlharii să fi fost aceia care ne-au atacat? Nu, asasini au fost, asasini, doamne, plătiți! Și Marinelli, doamne, a fost ultimul cuvânt al contelui în clipa morții. Și cu ce intonație,
Cu ce Zeule? Intonație? Ce-i cu intonația? Unde s-a mai pomenit să acuzi un om de onoare pe baza unei intonații auzite într-un moment de groază? Dar aș putea să duc în fața judecății intonația aceea. Doamne, am uitat de fica mea! Unde e? Nu se poate! Cum și ea e moartă? Ce vina avea fica mea? Dacă a pianiț era dușman, ce spunem? Trebuie să iert rătăcirea unei mame îngrozită. Poftiți, vă rog, doamnă, poftiți, fica dumneavoastră e aici. Este aici într-una din camerele vecine și sper că și-a revenit pe deplin. Prințul însuși se ocupă de ea cu cea mai deplină solicitudine. Prințul? Ai spus prințul într-adevăr? Prințul nostru? Cine altul? Asta-i culmea. Mamă nenorocită, ce doamnă, sunt. Doamnă. E limpede, nu-i așa? Vă rog. Mărșevia a început azi dimineață și acum a ieșit la iveală. Asasinule, doamne, lași! Mizerabil asasin, doamne, prea mișel ca să ucizi cu mâna ta, dar destul de ticălos ca să mor, ca să pui pe alții să moare, spre a satisface poftele stăpânului! Vorbiți într-aiurea, dragă doamnă, dar rețineți-vă, vă rog, țipetele astea sălbatice și gândiți-vă unde vă aflați! Unde mă aflu? Să mă gândesc unde mă aflu, dar ce-i pasă leu aici care i-a fost rănit, spui, în ce pădure strigă? E glasul ei, e ea, m-a auzit. Doamne, vă rog. Și eu nu trebuie să strig. Unde ești, Emilia? Doamne, liniștiți, vă rog. Emilia, Emilia. Vino, 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 Marinelli, vino. Trebuie să mă dezmeticesc și trebuie să-mi dai și unele explicații. Oh, furie de mamă. Râzi? Râzi? Alteță, dacă ați văzut-o aici în sală cum se zbătea ca o zmintită de auzit, sunt sigur că ați auzit-o strigând. Și cum s-a îmblânzit deodată, imediat ce v-a zărit. Știam eu bine că nu există mamă care să scoată ochii unui prinț pentru că acesta îi admiră fica. Oh, ești un prost observator, Marinelli. Fica a leșinat și s-a prăbușit în brațele mamei. Din această pricină, nu din pricina mea, și-a domolit mama furia ei. A vrut să-și cruțe fica, nu pe mine, atunci când n-a spus mai tare, mai lămurit. Ceea ce aș prefera să nu fi auzit, să nu fi înțeles. Ce anume, alteță? De ce te mai prefaci? De ce te mai prefaci? Spune drept. E adevărat sau nu? Și dacă ar fi? Dacă ar fi? Deci este... E... Mort? Mort? Marinelli? Marinelli? E bine? Nu. Sunt nevinovat de vărsarea acestui sânge. Dacă mi-ai fi spus dinainte că asta m-a costat viața contelui... Nu, 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 nu... Chiar dacă ar fi trebuit să o plătesc cu propria în viață. Dacă v-aș fi spus-o dinainte, ca și cum moartea lui ar fi fost prevăzută în planul meu, îl obligasem pe Angelo să jure pe sufletul lui că va împiedica să-i se întâmple cuiva ceva rău. Și totul s-ar fi desfășurat fără cea mai mică violență, dacă cel din tâi, contele, nu și-ar fi permis violența. Tamnisa m-a tras într-unul doborându-l. Înțeleg, înțeleg, ai dreptate. Moartea aceasta a fost întâmplare, o pură întâmplare, dumneata o afirmi, iar eu o cred. Dar ceilalți o vor crede, mama, Emilia și lumea, lumea. Vrei să spui că moartea contelui e un noroc pentru mine? Toată lumea o să ne pună în seamă și noi, oh, vai de noi, nici măcar n-am comis-o. Și toată această situație este rezultatul ingenioaselor, minunatelor dumitale combinații. Dacă o luați așa. Dar cum să o iau altfel? Vreau să vorbești, Marinelli, vreau să vorbești! Mi se încarcă socoteala cu ceea ce nu mă privește pe mine. Vreau să vorbești, Marinelli! Bine, bine atunci. Ce vină ar avea planul meu că a atras asupra prințului o bănuială așa de întemeiată? Dar asta nu e decât efectul unei mișcări de maestru pe care el însuși a introdus-o în planul meu. Eu? Să-mi îngăduie alteța dumneavoastră să-i spun că pasul pe care l-a făcut azi dimineața la catedral, cu oricât tact îl va fi făcut, oricât de inevitabil îi se va fi părut, acest pas nu figura în jocul meu. Dar ce a putut să-i strice? Desigur, n-a stricat tot jocul, dar i-a stricat cadența. Și dacă prințul însuși nu s-ar fi trădat, aș vrea să știu zău care din combinațiile mele ar fi putut să trezească în capul mamei sau al fetei cea mai mică bănuială împotriva prințului. Da, ai dreptate. Nu, asta e firește, o mare greșeală din partea mea. Alteța voastră mă va ierta. Vine în grabă contesa.
Contesa? Contesa? Ce e contesa? Contesa Orsina. Orsina? Ah, Marinelli. Orsina Marinelli. Și eu sunt tot atât de surprins ca și dumneavoastră. Du-te, du-te, aleargă, Batista, aleargă. Nu trebuie să se dea jos din trăsură. Nu sunt acasă pentru ea. Ce aveți? Ce aveți de gând să faceți? Să nu-i vorbesc, să nu dau ochii cu ea. Bine, bine, numai că trebuie să plecați repede. Vă rog, vă rog, o voi primi-o eu. Da, dar numai ca să-i spui să plece. Mai departe nu intra în discuții cu ea. Avem alte lucruri de făcut. Nici de cum, alteță, nici de cum. Aceste lucruri sunt ca și făcute. Țineți-vă firea, vă rog. Ceea ce ne mai lipsește încă vine de la sine. Acolo, vă rog, acolo, dacă vreți, puteți să ne și auziți. Mi-e teamă, mi-e teamă că n-a ieșit la plimbare într-un ceas bun. Ce e asta? Nu-mi iese nimeni în întâmpinare, afară de nerușinatul acela care era cât pe aici să nu mă lase să intru? Sunt totuși la Dosalo. La Dosalo. De altă dată, o armată întreagă de curteni zeloși se repezeau în calea mea. De altă dată mă aștepta iubire și încântare. Locul e același. Dar... uite-l pe Marinelli. Contesa. Se potrivește bine că prințul te-a adus cu el. Nu, nu e bine. Ceea ce vreau să pun la cale, numai cu prințul pot pune la cale. Unde e? Prințul, doamnă contesă. Dar cine altul? Bănuiți deci că este aici. Știți că e aici. El cel puțin nu bănuiește că este aici contesa Orsina. Nu? N-a primit azi dimineață scrisoarea mea? Scrisoarea dumneavoastră? A, da, da. Mi-aduc aminte că a pomenit de o scrisoare a dumneavoastră. Atunci? Nu i-am cerut eu în această scrisoare o întâlnire pentru astăzi aici la Dosalo? E drept că n-a binevoit să-mi răspundă în scris, dar am aflat că la un ceas după aceea a plecat într-adevăr spre Dosalo. Mi-am închipuit că asta e de ajuns ca răspuns și am venit. Ciudată coincidență. Coincidență, Marinelli. Doar ai auzit bine că a fost ceva pus la cale de comun acord. Eu prin scrisoare, el prin faptă. Cum? De ce te miri, domnule marchiz? Ieri nici nu vă trecea prin minte să mai dați vreodată ochii cu prințul. Gândurile bune din noaptea. Unde e? Unde e? E puțin în pasă că îmi spui sau nu. Vă vedea eu însă-mi unde este. Încotro, doamnă contesă. Acolo unde de mult trebuia să fiu. Crezi că se face să stau la un nenorocit de taifas cu dumneata în timp ce prințul mă așteaptă în apartament? Vă înșelați, doamnă contesă. Prințul nu vă așteaptă. Prințul nu poate să stea de vorbă cu dumneavoastră. Nu vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. După ce a venit aici? Și după ce a venit în urma scrisorii mele? Nu în urma scrisorii dumneavoastră. Dar ziceai că a primit-o. A primit-o, dar n-a citit-o. N-a citit-o? Nici măcar n-a citit-o? Din distracție, cred, nu din dispreț. Dispreț? Cine s-a gândit la așa ceva? E adevărat că nu mă mai iubește. Asta e sigur. Și altceva a luat locul iubirii în sufletul lui. E natural. Dar de ce acest altceva să fie tocmai disprețul? E de ajuns indiferența. Nu-i așa, Marinelli? Chiar așa. Chiar așa. O, bărbat înțelept pe care îl faci să zică ce vrei. Indiferență? Indiferență în locul iubirii. Asta însemnează nimic în locul unui ceva. Și simpla indiferență față de un lucru care nu există, asta înseamnă atât de mult încât nu mai este indiferență. Nu sunt chestiuni prea înalte pentru dumneata, Marinelli? De altfel, cine nu știe, doamnă contesă, că sunteți o filozofă. Nu-i așa? Da, da, sunt. Dar am lăsat oare până acum să se și observe acest lucru? E oribil dacă am lăsat să se observe acest lucru. Și mai ales dacă mi-am dat în petic de mai multe ori. Atunci mai e de mirare că prințul mă disprețuiește? Cum ar putea un bărbat să iubească o ființă care în ciuda lui vrea să și cugete? Dar acum de ce îmi vine să râd, Marinelli? A de întâmplare asta că eu i-am scris prințului să vină la Dosalo, că prințul n-a citit scrisoarea mea și totuși a venit la Dosalo. Nimic sub soare nu e întâmplător, Marinelli. Cu atât mai puțin când intenția sare în ochi. Dar, doamnă contesă... Lasă-l pe dar, pentru dar e nevoie de chipzuire. Capul meu, capul meu. Marinelli, până așa fel încât să vorbesc de grabă cu prințul, altfel nu mai sunt în stare să-mi țin firea. Cum vezi, trebuie să ne vorbim. E necesar să ne vorbim, Marinelli. Trebuie să-i vin într ajutor. Ah... Iată-l. Uite pe frumoasa noastră contesă. Prințe? Cât de mult regret, doamnă, că astăzi nu pot să mă bucur de onoarea vizitei dumneavoastră. Sunt ocupat, nu sunt singur. Pe altă dată, scumpă contesă, pe altă dată. Acum este inutil să mai stați. Nu mai stați. Iar pe dumneata, Marinelli, da, te aștept în cabinetul meu.
Ați auzit, doamnă contesă, chiar de la el ceea ce de la mine nu voiați să credeți. Am auzit? Am auzit într-adevăr? Într-adevăr. Sunt cupat. Nu sunt singur. Asta e toată scuza pe care o merit eu. Spune-mi primul lucru care îți trece prin gând și am plecat. Prințul, dragă contesă, într-adevăr nu e singur. Se află cu niște persoane pe care nu le poate părăsi nicio clipă. Niște persoane care au scăpat dintr-o mare primejdie. Contele Appiani... O fi cu prințul. Păcat că minciuna asta nu se prinde. Caută iute alta. Contele, dacă nu știai încă, a fost ucis de tâlhari. Puțin după ce ieșisem din oraș și am întâlnit trăsura care îi ducea cadavru. Sau nu era el? Să fi visat numai? Nu. Din nenorocire n-ați visat. Dar celelalte persoane care erau cu contele și-au găsit din fericire scăparea aici la castel. Anume mireasa lui și mama miresei cu care el se ducea la Sabioneta pentru cununie. Dar cine e această mireasă? Eu nu o cunosc. Am fost așa de mult timp plecată din oraș încât nu mai știu nimic. E Emilia Galotti. Cine? Emilia Galotti? Marinelli bagă de seamă să nu iau cumva drept adevăr această minciună. Cum asta? Emilia Galotti să fie nefericită mireasă pe care o consolează prințul? Oare nu i-am spus prea mult? Și contele Appiani era mirele. Appiani care a fost ucis. Chiar el. Bravo! Bravo, bravo! Contesă, ce e asta? Marinelli, vino aici. Uite-te. Fix la mine. Ochi în ochi. Ei? Nu știi la ce mă gândesc? Cum să știu? N-ai participat în niciun fel? La ce? Mă înspăimântați, contesă. Marinelli, dar inima dumitale cea bună nu te face să bănuiești nimic. Ce? Despre ce? Bine. Atunci am să-ți încredințez ceva. Ceva de care o să ți se facă părul măciucă contesă, în cap. Contesă, sunteți întreagă la minte? De puține ori sau niciodată. N-am fost mai mulțumită de rațiunea mea decât în aceste momente. E absolut sigur, Marinelli, dar rămâne între noi. Prințul e un asasin. Cum? Asasinul contelui Appiani, pe care nu tâlharii l-au omorât, ci oamenii prințului. Deci prințul! Cum puteți concepe? Cum puteți rosti o asemenea monstruozitate, contesă? Cum? Foarte natural, Marinelli. Cu această Emilia Galotti, care acum e aici la el, și al cărei mire a fost așa de grabnic expediat pe lumea cealaltă. Tocmai cu această Emilia Galotti a stat de vorbă prințul azi dimineață, îndelung și pe îndelete, în fața catedralei dominicanilor. Asta o știu bine. Au văzut-o iscoadele mele. Contesă, vă primejduiți capul. Dacă spun asta și altora, cu atât mai bine, cu atât mai bine, Marinelli. Mâine am să o strig în piață. Și cine mă contrazice, Marinelli, cine mă contrazice e complicele asasinului. Contesă. Rămâi sănătos. Contesă. Scuzați-mă, doamnă. Nu am de ce să mă scuz. Nimic nu mai poate să mă jignească aici. Adresat de acestui domn Marinelli. Bătrânul Galotti mai lipsea. Să-i fie iertat, domnule, să-i fie iertat unui tată în culmea tulburării că a intrat fără să se anunțe. Tată? Al Emiliei, fără îndoială. Fiți binevenit! Un servitor mi-a ieșit înainte cu știre că ai mei ar fi în pericol pe aici pe aproape. Am zburat încoace și am aflat. Contele Appiani a fost rănit și s-a întors în oraș. Soția și fiica mea s-au refugiat în castel. Unde se află, domnule? Unde sunt? Vă rog, liniștiți-vă, domnule colonel. Doamna dumneavoastră și fiica n-au pățit nimic. S-au ales numai cu spaima. Le veți găsi tefere pe amândouă. Prințul e cu dânsele. Mă duc imediat să vă anunț. De ce să anunțați? De ce? Mai întâi să anunțați? Dumneavoastră știți, domnule colonel, raporturile dumneavoastră cu prințul nu sunt dintre cele mai prietenoase. Oricât de binevoitor s-ar fi arătat el față de soția și fiica dumneavoastră, dânsele sunt femei. Credeți că sosirea dumneavoastră neașteptată i-ar fi așa de plăcută? Da, aveți dreptate, domnule, aveți dreptate, bine. Da. Doamnă contesă, aș putea avea mai întâi onoarea de a vă însoți până la caleașca dumneavoastră? Nu e nevoie, Marinelli, nu e nevoie. Vă rog, dați-mi voie să-mi îndeplinesc datoria. Datoria dumitale este acum să anunț cât mai curând pe acest domn venerabil. Ați uitat ce va porunci prințul? Să vie să-mi poruncească încă o dată. Îl aștept. Domnule Galotti, sunt nevoit să vă las aici cu o femeie care, în sfârșit, a cărei, cu rațiune, mă înțelegeți. Da, bine, nu mai vă rog să vă grăbiți, domnule, da, vă rog să vă grăbiți. Da. Dumneavoastră ce v-a spus? Nefericite, domn. Nefericit? Tată bun și drag. Ce n-aș da să-mi fiți și mie, tată? Iertați-mă, cei ce sunt nenorociți se leagă atât de repede unul de altul. Aș vrea din inimă să împart cu dumneavoastră durerea și mânia. Durerea și mânia? Doamnă, vă rog, vorbiți. Atunci, ascultați.
Ce știți dumneavoastră care credeți că știți totul? Că Apian e rănit? Nu mai rănit? Apian e mort! Mort? Mort e cu neputință să fie adevărat. Vă conjur, doamnă, spuneți odată tot ce aveți de spus. Azi dimineață prințul i-a vorbit fiicei dumneavoastră la catedrală. Prințul i-a vorbit fiicei mele azi dimineață? Cu câtă familiaritate, cu câtă căldură. Azi după amiază, fiica voastră e aici, la castel. Vedeți că în felul acesta nu mai e la mijloc o răpire cu forța, ci un mic, un foarte mic asasinat. Calomnie, doamnă, nu cred nimic, nimic. Îmi cunosc fata. Dacă a fost omor, a fost și răpire. Oh, ce prinț binevoitor, ce nemaipomenită onoare. Lucrează, veninul bătrâne, lucrează. Acum aflu în bărlogul tâlharului. Și nu mi-am adus nimic, n-am spada, n-am nici măcar un pumnal. Mă mir că în graba mea nu mi-am uitat și mâinile acasă. N-am nimic, absolut nimic, și nu e nimic nicăieri. Vă înțeleg și vă pot veni în ajutor. Am la mine un pumnal, poftim. Luați-l, luați-l repede până nu ne vede cineva. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă. Ascundeți-l, ascundeți-l, iute. Mie mi s-a luat prilejul să-l întrebuințez. Dumneavoastră o să aveți acest prilej și o să vă folosiți de el imediat ce vi se va ivi dacă sunteți bărbat. Am bănuit eu. Paza noastră, salvatorul nostru, ai venit, Odoardo. Am înțeles-o din șușotele lor. Ce să-ți spun dacă nu știi încă nimic? Ce să-ți spun dacă știi totul? Dar noi n-avem nicio vină, să știi. Eu nu am nicio vină. Fiica ta n-are nicio vină. Nicio vină în tot ce s-a întâmplat. Bine, bine, liniștește-te, Claudia, te rog, liniștește-te. Liniștește-te și răspunde-mi. Emilia știe că Apian e mort. N-are cum să o știe. Dar mi-e teamă că o bănuiește văzând că Apian nu apare. Doamnă contesă, dumneavoastră vă întoarceți cu trăsura în oraș? Firește. Ați fi așa de amabilă să o luați și pe soția mea. De ce nu? Foarte bucuros. Claudia, contesa Orsina, o înțeleaptă doamnă, prietena și binefăcătoare mea. Te întorci cu dânsa și trimiți imediat trăsura noastră. Emilia nu se va mai întoarce la Guastala. Va veni cu mine. Dar mi-e greu să mă despart de copila mea. Nu rămâne tatăl cu ea? E timpul să-i se facă și lui această favoare. Da. Nicio obiecție. Da. Poftiți. Poftiți, stimată doamnă. Vino, Claudia. De la fereastra aceasta puteți să-l vedeți. Se plimbă în sus și în jos pe sub arcade. O să vedeți că îndată ce se va înfățișa înaintea dumneavoastră, va mulțumi foarte smerit alteței voastre serenisime pentru binevoitoarea ocrotire pe care familia sa a găsit-o aici, în această atât de tristă întâmplare. Împreună cu fiica sa va solicita și pe viitor aceeași bunăvoință. Dar dacă nu se arată atât de blând și greu, greu se va arăta astfel. Îl cunosc prea bine. Dacă în loc să o ducă pe Emilia în oraș, o ia cu el și o ține cu el, sau chiar o închide într-o mănăstire în afara teritoriului meu, cum va fi atunci? Cum va fi? Iubirea temătoare vede departe. E posibil, dar nu o să o facă. Dar dacă o face, ce va fi? La ce ne va servi moartea nenorocitului conte? La ce bun să priviți cu mâhnire pe delături? Înainte! Așa își spune cel ce vrea să învingă, fără să-i pese că lângă el cade un dușman sau un prieten. Dar să nu-l pierdem din ochi. Era cât pe ce să ne surprindă. Vine! Să ne ferim încă de el câtva timp și să ascultați mai întâi, alteță, ce avem de făcut în cazul cel mai de temut. Să plecăm! Tot nimeni pe aici. Tot nimeni. Mai bine mă voi liniști și mai mult. Eu am de salvat numai virtutea fiicei mele și de răzbunat moartea ta, fiul meu. Fiul meu. N-am putut niciodată să plâng și nu o să mă apuc să învăț acum locul ăsta. De răzbunarea ta va avea grijă cu totul altcineva. Pentru mine va fi de ajuns dacă cel care te-a ucis nu se va bucura de rodul crimei sale. În vreme ce sațul și dezgustul îl vor împinge din capriciu în capriciu, regretul de a nu-și fi satisfăcut acest singur capriciu să-i otrăvească gustul tuturor celorlalte plăceri.
Unde ați fost, domnule? Unde ați fost? A fost aici fata mea? Nu, nu ia, prin. Să mă ierte, am însoțit-o pe contesă. Și soția dumneavoastră? A plecat cu contesa ca să ne trimită trăsura. Prințul va îngădui ca până atunci să o aștept aici pe fica mea. Ce rost are formalismul acesta? Prințul și-ar fi făcut o plăcere să le conducă el însuși pe amândouă, mamă și fică, în oraș, nu? Fica cel puțin ar fi fost nevoită să decline această onoare. Cum așa? N-are să se mai întoarcă la Goastala. Va rămâne cu mine. Cu dumneavoastră? Cu mine. Contele e mort, presupunând că nu știați. Deci ce să mai caute la Goastala? Va sta cu mine. Domiciliul viitor al copilului depinde natural de voința tatălui, numai că deocamdată... Ce deocamdată? Veți permite, totuși, domnule colonel, ca fica dumneavoastră să fie recondusă la Goastala. Fica mea să fie recondusă la Goastala? De ce? Domnule colonel, la ce bun să ne supărăm pentru asta? Se poate să mă înșel, să nu fie necesar ceea ce socotesc eu necesar. Prințul e cel mai indicat să judece în această chestiune. Prințul se decide. Eu mă duc să-l caut. Se prescrie locul unde trebuie să stea fata mea? Să-mi oprească? Niciodată. Un despot turbat. Mă voi răfui eu cu tine. Cine nu ține seamă de nicio lege e tot atât de tare ca și cel care n-are nici o lege. Oh, dragul meu, loialul meu, Galotti, a trebuit o asemenea întâmplare ca să te văd în casa mea. Pentru mai puțin n-ai fi venit. Dar nu vreau să-ți fac niciun fel de reproș. Alteță, am considerat în orice împrejurare că nu se cuvine să-ți plictisești prințul. Când are nevoie de cel pe care îl cunoaște, trimite după el. Chiar și acum vă cer iertare. La câți alții nu aș dori să văd această mândră modestie? Dar să revenim la ceea ce vă aduce aici. Ardeți de nerăbdare să vă vedeți fica, nu? Ea este din nou neliniștită din cauza îndepărtării subite a mamei sale, atât de iubitoare. Chiar, de ce această îndepărtare? Eu așteptam numai ca amabila Emilia să-și revină cu totul pentru a le conduce pe amândouă în oraș. Să știți că mi-a stricat jumătate din această bucurie, dar nu o să mă las păgubit și de rest. E prea mare favoare. Îngăduiți-mi, alteță, să-mi feresc copila de tot felul de răniri pe care ar avea să le îndure la Goastala din partea prietenilor și a dușmanilor, a compătimirii și a răutății. Eu cred că știu mai bine decât oricine ce îi se potrivește fiicei mele în situația ei de acum. Retragerea din viața lumească. Cum? O mănăstire cât se va putea mai curând. Cum? Atâta frumusețe să se ofilească între zidurile unei mănăstiri? Pentru o singură speranță dezamăgită trebuie să devenim atât de neînduplecați față de lume? Nu. Totuși, sigur, firește, nimeni nu poate tăgădui dreptul unui tată. Galotti, duceți-vă fica unde veți voi. He, ce ziceți, domnule Marinelli? Dacă mă provocați? Ah, deloc, deloc. Da, spuneți-mi ce s-a întâmplat. Nimic, alteță, nimic. Socoteam numai care dintre noi s-a înșelat în privința majestății voastre. Pe cum asta? Cum asta? Vorbește, Marinelli, vorbește! Deși risc astfel să-mi pierd favoarea de care mă bucur în fața prințului meu, totuși dacă prietenia îmi poruncește să mă adresez lui ca un judecător... Ce prietenie? Alteța voastră știe cât de mult țineam la contele Apiani, cât de legați sufletește eram noi amândoi. Știați dumneavoastră acest lucru, alteță? Atunci sunteți singurul care îl știați. Numit de el însuși răzbunător al său... Dumneavoastră? Întrebați-o pe soția dumneavoastră. Marinelli. Numele Marinelli a fost ultimul cuvânt rostit de conte cu limbă de moarte. Voi face totul ca să descoper și să pedepsesc pe cei ce l-au ucis. Poți să fii sigur de ajutorul meu cel mai energic. De urările mele cele mai fierbinți. Bine, bine, și pe urmă? Dar asta te întreb și eu, Marinelli. Există bănuiala că cei care l-au atacat pe conte nu erau niște simpli tâlhari. Da. Că un rival i-ar fi făcut de petrecare. Un rival, oh. Un rival. Și un rival mai favorizat. Mai favorizat? Mai favorizat de fica mea? Asta nu e sigur, nu poate să fie. O tăgăduiesc chiar mai tare decât dumneavoastră. Dar cu toate acestea, știut fiind că cele mai întemeiate aparențe nu cântăresc aproape nimic în cumpăna justiției, cu toate acestea, nu se va putea ca frumoasa nefericită să nu fie interogată asupra acestei chestiuni. Da, desigur, desigur, firește. Și unde? În ce loc va putea fi făcut acest lucru decât la Goastala? Da, ai dreptate, Marinelli, aici ai dreptate. Da, într-adevăr, asta schimbă totul. Nu e așa, dragă Galotti? Vedeți și dumneavoastră? Da, văd, văd ceea ce văd. Doamne, doamne, ce? Ce e cu dumneavoastră? Ce aveți? Că n-am prevăzut ceea ce văd acum. Ei bine, da, va trebui să se întoarcă din nou la Goastala și până când cea mai severă instrucție judiciară nu o va declara nevinovată, voi rămâne eu însumi la Goastala.
fiindcă cine știe dacă justiția nu va găsi necesar să mă interogheze și pe mine. E foarte posibil. În asemenea cazuri, justiția face mai degrabă prea mult decât prea puțin. De aceea mă tem chiar... Ce? De ce te temi? Că până atunci nu se va putea permite ca mama și fiica să-și vorbească. Mama și fiica să fie separate? Mama și fiica și tatăl! Procedura interogatoriului reclamă în mod absolut această precauție. Și îmi pare rău, stăpâne, că mă văd silit să cer ca cel puțin Emilia să fie pusă deocamdată sub supraveghere. Alteță! Da? Alteță! Totuși așa e. Natural, natural. Foarte just, sub o deosebită supraveghere. Nu-i așa, alteță? Nu-i așa? Cât de isteață e justiție, e ceva perfect. Liniștiți-vă, liniștiți-vă, scumpul meu galot. Lăsați-mă să mă gândesc la asta și mă voi calma. Dar nici să nu pomenești de închisoare, Marinelli. Nici să nu pomenești. Dacă Emilia trebuie pusă sub o supraveghere particulară, da, știu care ar fi cea mai convenabilă. Casa cancelarului meu, Alteță. Da? Da, și dumneavoastră cunoașteți galotii pe cancelarul meu Grimaldi și pe soția lui, nu? Să nu, cunosc chiar și pe amabilele fiice ale acestei nobile perechi. Cine nu le cunoaște? Nu, domnule Marinelli, nu admiteți acest lucru. Dacă Emilia trebuie păzită, atunci să fie închisă în fundul temniței. Nu, 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 să știți că nu vă înțeleg, iubite galotii. Ce pot să fac mai mult? Învoiți-vă la aceasta, vă rog. Da, da, da. În casa cancelarului meu, acolo se va duce. O voi conduce chiar eu. Și dacă nu va fi tratată cu cea mai mare deferență, atunci cuvântul meu înseamnă că nu are nicio valoare. Și acum, la revedere, iubite galotii. Vino, Marinelli, se face târziu. Să nu vorbesc cu fata mea. Alteță, da? Alteță, consimt la tot ce vă place. Recunosc că totul e perfect. Casa unui cancelar este, firește, azilul virtuții. Alteță, conduceți-o pe fiica mea acolo, nicăieri altundeva decât acolo. Dar totuși, aș vrea să-i vorbesc mai înainte de asta. Trebuie să-i vorbesc, alteță, trebuie să-i vorbesc! Atunci veniți. Nu, vă rog, vă rog să o trimiteți aici, alteță. Vă rog. Fie și asta. Oh, galotii, dacă ați vrea să-mi fiți prieten, sfetnic, tată. Emilia? Cum, dumneata aici, tată? Și numai dumneata? Mama nu e aici? Și nici contele? Și dumneata atât de agitat, tată? Și tu atât de calmă, fiica mea? De ce nu, tată? Sau nimic nu e pierdut, sau totul e pierdut. A putea să fii calm și a trebui să fii calm, nu e tot una. Dar tu în ce caz crezi că ne aflăm? Că totul e pierdut. Totul e pierdut. Și că trebuie să fim calmi, tată. Și tu poți să fii calmă pentru că trebuie să fii calmă? Dar ce ființă ești tu? Ești fată și fiica mea. Ar însemna atunci că unui bărbat și unui tată să-i fie rușine față de tine. Dar ia spune-mi, ce numești tu? Totul e pierdut. Ce anume? Moartea contelui? Și pricina acestei morți. Pricina. Așadar e adevărat, tată. E adevărată groaznica poveste pe care am citit-o în ochii înlăcrimați și rătăciți ai mamei. Unde-i mama? Unde s-a dus? A plecat. Unde am putea pleca și noi? Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Căci dacă a fost omorât contele, dacă anume a fost omorât, anume... Atunci de ce mai zăbovim aici? Să fugim, tată. Să fugim? La ce ar servi asta, Emilia? Te afli și vei rămâne în mâinile răpitorului tău. Voi rămâne în mâinile lui? Și singură, singură, fără mama ta, fără mine. Cum, singură în mâinile lui? Niciodată, tată. Sau nu mi-ești tată? Vreau să văd și eu cine mă poate ține, cine mă poate sili. Omul care poate ține cu sila un alt om. Credeam că ești calmă, copila mea. Sunt. Dar ce numești dumneata să fii calm? Să stai cu mâinile în sân? Să suferi ceea ce nu trebuie să suferi? Să rabzi ceea ce nu e de răbdat? Dacă gândești astfel, lasă-mă să te îmbrățișez, fiica mea. Lasă-mă să te îmbrățișez. Ascultă. Sub pretextul unei anchete judiciare... Ce scamatorie! Vrea să mi te smulgă din brațe și să te ducă în casa Grimaldi. Vrea să mă smulgă? Vrea să mă ducă? Vrea și iar vrea!
ca și cum noi n-am avea nicio voință, tată. M-am înfuriat atât de tare încât am apucat pumnalul acesta ca să îl înfig în inima uneia dintre cei doi sau în amândoi. Nu, pentru Dumnezeu, nu! Nu, tată, nu! Viața asta este tot ce posedă cei stricați. Mie să mi-l dai acest pumnal. Nu se poate, nu se poate, Emilia. Nu se poate, gândește-te, nici tu nu ai decât o singură viață de pierdut. Numai o singură nevinovăție. Care e deasupra oricărei vinovății. Dar nu deasupra oricărei seducții. Violența, cine nu poate să înfrunte violența? Ceea ce se cheamă violență e nimic. Seducția e adevărata violență. Tată, dă-mi acest pumnal. Emilia, dacă știi de la cine vine acest pumnal... Și dacă naști, un prieten necunoscut este tot un prieten. Dă-mi-l, tată, dă-mi-l! Și dacă ți-l aș da. Bine, Emilia, poftim. Vezi ce ușor e, tată? Nu, Emilia! Dă-mi pumnalul. Dă-mi pumnalul, fiica mea. Tată, dacă te-aș ghici, dar nu. Nu, nici tu nu vrei asta. De ce ai tremura în acest caz? Odinioară a fost, într-adevăr, un tată care, pentru a-și scăpa fata de rușine, i-a înfipt cuțitul în inimă, dându-i astfel pentru a doua oară viața. Emilia. Dar asemenea fapte au fost odată. Emilia. Asemenea părinți nu mai există. Ba mai există, fiica mea, mai există. Doamne, ce-am făcut? Am ucis-o cu mâna mea. Doamne. Ai frânt un trandafir mai înainte ca furtuna să-i scuture florile. Emilia. Ce? Îi e rău Emiliei? Ce? E bine. E foarte bine. Ce văd? E groaznic. Vai de mine. Groaznic. Tată crun, ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Am frânt un trandafir mai înainte ca furtuna să-i scuture florile. Nu-i așa, fata mea? Nu dumneata, tată, ci eu. Eu însă. Nu tu, fata mea, nu tu. Nu pleca din lume cu acest neadevăr. Tată. Emilia, privește-o acum, alteță. Tot îți mai place? Tot te mai face să o dorești? Chiar și scăldată în sângele acesta care strigă răzbunare împotriva ta, mă duc să mă predau eu însumi temniței. Mă duc și mi-aștept judecătorii. Ați ascultat Emilia Galotti, adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Lessing, traducere de Lucian Blaga. Distribuția a fost următoarea: Prințul, Damian Crâșmaru; Marinelli, Ovidiu Iuliu Moldovan; Galotti, Corrado Negreanu; Claudia, Ileana Predescu, artistă emerită; Emilia Galotti, Tania Filip; Orsina, Lucia Mureșan; Apiani, Gelu Nițu; Conti, Nicolae Pomoje; Angelo, Dan Condurache; Camilio Rota, Mircea Crucianu; Piro, Ion Angel; Batista, Alfred Demetriu; Cameristul, Boris Petrov; asistența tehnică, Laura Niță și Pia Popescu; regia de studio, Constantin Botez; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic.
Regia artistică, Cristian Munteanu.